Orașul Bruxelles este oficial bilingv, majoritatea vorbind franceza și un procent mai mic olandeza. În franceză, numele orașului se rostește Bruxelles, iar norma limbii române actuale a preluat această pronunție vrut să vorbim puțin și despre numele proprii, fiindcă și aici utilizatorii au fost destul de sceptici. Mulți spun că numele proprii nu au ce să caute într-un dicționar de tipul acesta. Ele au fost și în edițiile anterioare. În prima ediție a Domnului era chiar o listă la finalul dicționarului cu numele proprii și cu modul lor de răstire. Cele care au fost acum introduse pentru prima dată au fost introduse tot așa pentru că puneau diferite probleme de corectitudine. Foarte multe pun probleme de accent, să spun Ankara. Multă lume rostește Ankara și această rostire nu corespunde celei originale, și atunci a fost nevoie de introducerea acest cuvânt ca să știe oamenii cum e corect să-l accentuăm. Tot pentru accent a mai fost introdus Peru, pentru că exista oscilația între Peru și Peru, și a fost, a fost aleasă varianta aceasta pentru că la fel corespunde variante etimologice, perul mai pune și probleme de articulare și, în principiu, cred că e mai înțelept să ocolim articularea lui, nu spunem perul, e o, o rostire familiară, atunci încercăm să, să evităm să spunem țara peru sau ceva de tipul acesta tot așa la accent Golgota, pentru că multă lume spunea greșit Golgota și e bine să avem un loc unde să verificăm asta. Altele au fost introduse nu din cauza accentului, ci din cauza rostirii în general, mai ales cele franțuzești, de pildă lanțurile de supermarketuri, Ocean sau Carrefour, pentru că se rosteau de maniera englezească, Ocean sau Carrefour sau ceva de tipul acesta și uh, s-a simțit nevoia a existenței unei norme clare pentru că sunt cuvinte foarte frecvente pe care le folosim aproape în fiecare zi și e important să știm să le rostim corect. Mai sunt unele nume proprii obișnuite, să zicem Ana Maria, poate, care au ajuns acum să se scrie în diferite feluri. Și Domnul ne spune că e corect să scriem și Ana Maria în două cuvinte, și Ana Maria cu Cratimă, și Ana Maria Legat, dacă cei care poartă acest nume își doresc acest mod de scriere. Deci sunt toate, toate variantele sunt în regulă, din punctul de vedere al corectitudinii. Sau nume ca Ion sau Ion, rostit în două silabe sau într-o silabă acesta nu era uh, cuprins în domn, dar am constatat că pune acestă, această problemă de silabație, de rostire. Rostim fie o silabă, fie două și la fel, uh, dacă cei care poartă numele simt nevoia să rostească într-o silabă sau în două, e uh, la legea lor uh, rostirea potrivită. Mai sunt unele și cred că asta ar fi o categorie importantă pentru că pune probleme și de, de scriere și de articulare. Câteva nume proprii uh, pentru care se indică articularea. Să zicem, uh, Hong Kong ul sau New York ul Ne uităm întâi dacă scriem cu sau fără creatimă și scriem fără creatimă ca în limbile de origine, dar uh, articolul îl atașăm tot așa fără creatimă, legat. Adică nu punem creatimă nici între new și York, dar nici între uh, York și Ul. Scriem uh, uh, legat articolul. E valabil și când se termină numele într-o consoană și într-o vocală sau numai când se termină într-o consoană. Regula este dacă uh, finala de cuvânt se rostește în manieră românească, deci nu e o o rostire m, care păstrează m, m, regulile de rostire din limba originală, atunci atașăm articolul fără creativă. Uh, nu știu, n-am un nume propriu. De exemplu, Bilbao. Da, la Bilbao, bine, aș evita să-l articulez că se termină în vocală. Uh, deci nu, nu, nu putem să ne uităm, dar nu cred că e prins. Vorbitorii își pun probleme inclusiv la nume proprii românești, de pildă, nu știu, la Iași, Nu ne gândim cum, care e forma articulată și uh, sunt două variante acceptate, și Iașul și Iași, pentru că forma denominativă a acestui cuvânt nearticulată seamănă cu un plural și atunci ori ori articulăm ca, ca la singular Iașul Ori la, ca la plural Iași Și același lucru e valabil și la București Că și București seamănă ca formă cu un substantiv la plural Și putem spune și Bucureștiul și Bucureștii Un telespectator întreba Iașiul sau Iașul fără iul final Cu I, dar legat Adică articolul fiind scris legat de, de bază